Klaus Iohannis are în vedere înlocuirea lui Ludovic Orban după ce nemulțumirea liberalilor la adresa actualului conducător al partidului a atins cote nebănuite. Potrivit unor surse citate de psnews.ro, în decursul acestei săptămâni, mai mulți lideri ai PNL au avut o întâlnire cu președintele, în cadrul căreia și-au exprimat nemulțumirile cu privire la Orban. Liberalii au explicat lui Iohannis că Ludovic Orban se confruntă cu o revoltă internă în partid și au cerut șefului să ia o poziție. Liderii PNL au venit la Cotroceni și cu trei posibili înlocuitori ai lui Orban. Potrivit surselor citate, cei trei sunt prim-vicepreședintele Iulian Dumitrescu, președintele PNL Ilfov Marian Petrache și vicepreședintele PNL Dan Motreanu. Iulian Dumitrescu are o susținere importantă din partea celor mai importante organizații ale vechiului PDL, dar și din partea organizației de tineret a PNL. Marian Petrache face parte din vechea tabără de liberali și este unul dintre cei mai influenți lideri din partid. Dan Motreanu este unul dintre cei mai apreciați liberali în teritoriu și unul dintre preferații lui Klaus Iohannis, care i-a propus să preia partidul după alegerile prezidențiale din 2014. Dan Motreanu și-a dat demisia în 2015 din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților și nu a mai candidat pentru un nou mandat după ce a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar de spălare de bani, acuzații pentru care însă a fost achitat în primă instanță.